Verificatul pulsului, în majoritatea manualelor de prim ajutor, pe care se găsesc și pe internet, dar și pe la librării, și așa cum le explicăm și noi, chiar inclusiv manuale de medicină oficiale, până la urmă, este așa numită metodă chinezească. Metoda chinezească cu trei degete. Cum ei erau obligați să diagnosticeze vreo 500 de boli doar pe baza pulsului, știu despre ce vorbesc, în sensul că folosim trei degete, nu două, nu unu, și mai ales niciodată degetul mare. Trei degete, întotdeauna este important să verificăm, în primul rând, pulsul la nivelul gâtului, dacă vrei chiar să verifici pulsul. Fiindcă, până la urmă, organul principal afectat de oprirea inimii, de oprirea respirației, este creierul, că el consumă cel mai mult oxigen și dacă are 5 minute lipsă de oxigen, începe să moară. Pulsul la nivelul gâtului, verificarea pulsului la nivelul gâtului se face plecând din partea de în față a gâtului, de pe trahee, zona asta solidă, cartilaginoasă, care o simțim. Deci se pune mâna pe partea din fața gâtului și se merge, apăsând ușor, spre direcția vârfului degetelor, până când acestea alunecă singure într-un șanț. Acest este șanțul carotidian sau șanțul lateral traheal, în care vârful degetelor mele se vor odihni ușor și dacă așteptăm un pic, o să percepem, în ideea în care există puls la acest nivel, cum efectiv, pe sub fiecare deget pe rând, va trece o mică denivelare, pulsație. O pulsație, exact. Vom simți o mică denivelare care va trece pe rând pe sub toate. Este important să verificăm cu toate trei degetele tocmai din acest motiv. La nivelul membrelor, dacă vrem să verificăm, să spunem la antebraț sau chiar și la nivelul membrelor inferioare la picioare. Suprafețele pe care verificăm noi pulsul au în partea inferioară os. Dacă verifici cu un singur deget sau chiar cu două, există tendința ca să simți pulsul, că poate persoana respectivă este, să spunem, un pic mai musculoasă sau este obeză și are depozite de grăsime care te împiedică să evaluezi corect, inclusiv și la nivelul gâtului, nu e asta o problemă. Și atunci apeși un pic mai tare, la gât mai puțin, dar la antebraț mai mult și apăsând foarte tare cu un singur deget pe antebraț, putem să blocăm unda de puls a persoanei care vrem să-i verificăm și să simțim la un moment dat, vedeți, deget pe os este practic și a apăsat foarte tare, să simțim o pulsație care de fapt nu este unda de puls a victimei, ci este de fapt pulsul din vârful degetului meu care se reflectă pe osul de dedesubt. Dacă apeși foarte tare, nu mai simți pulsul persoanei respective. Este exact ca atunci când ți-a măsoară tensiunea arterială. Cazul la un moment dat strânge manșeta foarte tare și nu se mai simte nimic. Așa e și protocolul și după aia dă drumul ușor ca să redea circulația sângelui. Pulsul, trei degete, la nivelul gâtului, se pleacă din partea din fața gâtului, se merge spre vârful degetelor, degetele alunecă într-un șanț și așteptăm la fel între 5 și 10 secunde, numărăm în gând, dacă simțim ceva, câte pulsații am perceput, le mulțim după aceea. Dacă am așteptat 10 secunde cu 6 și vedem câte pulsații sunt pe minut. Însă sunt foarte multe situații în teren. A pierdut mult sânge, a consumat anumite substanțe. S-ar putea să nu se perceapă o undă de puls, decât foarte slab, cu foarte mare atenție. Sunt profesioniști în domeniul medical care, neavând experiența suficientă, nu spunem, neavând suficient de multe cazuri similare în care să-și dea seama sau că trebuie să aștepte mai mult, că trebuie să evalueze și în altă parte, sau cam care ar fi particularitatea situației respective în care nu simt nici chiar ei pulsul. Au fost foarte multe cazuri de persoane care, vorba așa, au fost îngropate de vii, fiindcă n-au fost etoscoape foarte bune fiindcă, și n-au auzit că le bate inima persoanele respective, care erau otrăvite, intoxicate cu altceva. Adică medici care nu, neavând dispozitivul necesar sau experiența necesară. Verificatul pulsului nu este obligatoriu. Puteți să-l faceți opțional. Nu se supără nimeni dacă îl faci, însă trebuie să-l faci corect. Trebuie să-l faci corect și nu e suficient să spui că are puls. Fiindcă întrebarea următoare va fi, are puls, de care? Și aici deja intrăm în alte capitole care țin efectiv de profesioniști. Aspectul pulsului, frecvența acestuia, cu ce altceva mai este asociat, ne complicăm și ieșim din sfera asta de prim ajutor de bază.